Și marți, costul benzinei și al motorinei standard de pe piața produselor petroliere din Moldova va crește, informează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Mai exact, potrivit ANRE, 17 ianuarie, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică A95, 24 de lei și 20 de bani, cu 17 bani mai mult decât în ultimele 3 zile. La rândul său, mâine, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 23 de lei și 94 de bani per litru, cu 13 bani mai mare decât costul din ultimele 74 de ore. În condițiile date, prețul maxim de comercializare al combustibilelor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne ridicat față de începutul lunii septembrie 2021, cu 4 lei și 13 bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 7 lei și 67 de bani per litru în cazul motorinei standard.